Învățăturile tale, Doamne, sunt minunate. De aceea le păzește sufletul meu, căci descoperirea cuvintelor tale dă lumină și pricepere celor fără răutate. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne reașezăm în liniște și ne plecăm inimile ca să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, astăzi vom porni într-o călătorie fascinantă. Vom analiza binecunoscutul capitol 13 din Matei și probabil că vom desfășura această analiză în câteva duminici bune de aici înainte. Veți remarca împreună cu mine frumusețea și splendoarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că acolo, în acest capitol, se produce o ruptură între ceea ce făcuse până acolo Domnul Iisus Hristos și ceea ce va face în continuare. Modul în care vorbise cu mulțimile și ceea ce va spune oamenilor în continuare. De asemenea, în acest capitol ne spune una dintre cele mai frumoase taine pe care omenirea a auzit-o în toată istoria ei. O taină pe care Pavel apoi nu explică pe îndelete. Vom analiza așadar întreg capitolul 13, pentru că este cunoscut în teologie și în biserică în general sub de pildele împărăției. Și v-aș întreba pe unii dintre voi care ați participat la studiul Apocalipsa, câte pilde credeți că sunt înregistrate în Matei 13? Șapte, bineînțeles, Dumnezeu să vă binecuvânteze că sunteți pe fază mai ales, așa cum ar spune unii. Șapte pilde, șapte este cifra de lui Dumnezeu. Și încă înainte, Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect. Sunt șapte pilde așadar aici. Curios este că veți vedea o conexiune extraordinară cu cele șapte duhuri din Cartea Apocalipsei, cu cele șapte biserici descrise acolo. Pe parcursul analizei noastre veți înțelege că este o legătură complexă și directă cu cele șapte biserici către care scrie Apostolul Pavel. Dacă n-ați știut, el a scris către șapte biserici. Nici mai mult, nici mai puțin. De ce sunt atât de importante așadar? Și de ce aceste șapte pilde sunt răspunsuri pe care noi le vom da pe parcursul acesteia? Vom înțelege astăzi ce înseamnă pilda semănătorului Urmând cadățile viitoare, să ne aplecăm asupra pildei neghinei, apoi vom vorbi despre pilda seminței de muștar, vom vorbi despre pilda aluatului, despre pilda comorii ascunse, apoi despre pilda mărgăritarului sau a perlei, Urmând ca nu în ultimul rând să vorbim despre pilda năvodului. Și pe parcursul descrierii acestor predici, cu ajutorul lui Dumnezeu, îmi doresc să înțelegeți complexitatea lor și de ce ele formează, privite împreună, o panoramă istorică a tainei lui Dumnezeu, a împărăției lui Dumnezeu. Haideți să citim pentru un început prima pildă, apoi vom răspunde la câteva întrebări. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să se amene. Pe când semăna el, o parte din sămânță s-a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Și aș mai adăuga eu aici, ca să vă fac curioși, ce are să spună bisericilor Duhul. Amen. Amen. Întrebarea pe care, imediat, instantaneu, ucenicii au făcut-o, și asta găsiți în versetul 10, ucenicii s-au apropiat de el și au zis, Doamne, curie. De ce le vorbești? În pilde. Și asta este întrebarea la care noi vom răspunde astăzi. Pentru că înainte de a desfășura, înaintea domniilor voastre, toată frumusețea împărăției lui Dumnezeu, înainte de a afla ce este această împărăție a lui Dumnezeu, ce este această taină, vom încerca și noi să răspundem la această întrebare. Ce este această atitudine a Domnului Isus Hristos. Doamne, de ce pilde? Pentru ce le vorbești în pilde? <coughs> în fapt, veți remarca că Domnul Isus Hristos, când prezintă acest capitol 13, când le povestește cele șapte pilde, le povestește pildele în public. Dar interpretarea lor o face constant privat. Îi ia pe ucenici de o parte și le dă răspunsul între, am spune noi, 26 de ochi. Ei erau 12 și cu ai Domnului Iisus Hristos, 12 ori 2, 24 plus 2, 26. Nu putem să spunem între 4 ochi, între 26 de ochi nu s-a făcut nimic public. Acum, de ce pilde? În versetul 10, Domnul Iisus Hristos începe să ne desfășoare această taină. Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar nu, lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. Foarte interesant este că, acum, făcând o paranteză aici, noi știm că învățătura Domnului Iisus Hristos a fost înregistrată în patru evanghelii. În fapt... Unul dintre tinerii mei ucenici a venit la un moment dat și mi-a zis, mai frate păstor, da, de ce Biblia are patru evanghelii? Și de multe ori există discrepanțe între detaliile lor. Acum eu i-am spus ce vă spun și vouă. Pentru că ne vom folosi astăzi de imaginea de ansamblu prezentată în toate. Gândește-te că tu astăzi Mă privești pe mine dintr-un unghi al acestei sări. Dar sora de acolo vede altceva. Vede o altă parte din mine, ceea ce tu nu ești capabil să vezi. Pentru că tu privești din partea dreaptă, dânsa privește din partea stângă. Ca să avem însă o panoramă completă a imaginii pe care voi o aveți astăzi, trebuie să puneți la un loc detaliile pe care voi mi le dați de aici și detaliile pe care ei mi le dau de acolo. Și atunci veți avea o panoramă completă, de aceea îl și numim panoramă. Sau imagine panoramică, cu alte cuvinte, cu cât mai multe detalii pe care n-ai putea să le vezi la o aruncătură de privire. Așa sunt evangheliile. Evangheliștii au văzut din patru unghiuri diferite. Și Harul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a hărăzit nouă o șansa să putem să înțelegem exactitatea Bibliei. Ca să înțelegem ceea ce Domnul Isus Hristos a spus în versetul 10 așadar, închizând paranteză, de ce le vorbești în pilde, sau cu alte cuvinte să răspundem la întrebarea de ce pilde, ne ducem la Marcu, care înregistrează aceleași cuvinte, dar cu un detaliu suplimentar. În versetul 12 el continuă și spune așa, le vorbesc în pilde pentru ca măcar că ei privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, și aici este partea dură, ca nu cumva, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, și să li se ierte păcatele. Mulți ani din istoria mea de credincios, am citit pentru prima dată Biblia acum 30 de ani. Și atunci mi-am început eu călătoria în înțelegerea ei. S-au împlinit 30 de ani de curând. Și în mulți ani din acești mulți ani. Mi s-a părut dur și de neînțeles cum de Domnul Isus Hristos, El care a zis că s-a dat tuturor, a găsit cu cale ca unora să le ascundă șansa iertării, înțelegerii iertării. Astăzi veți ajunge la înțelegere de ce. Pentru că sub toate aceste tutelă se ascund niște taine. Interesant că vei înțelege această întrebare. De ce, Doamne, pilde? Urmărind următorul fir logic, am putea să spunem noi, în știință, oameni hiperștiințifizați astăzi, că pildele sunt, ex sunt folosite în general în expozițiile pe care le fac predicatorii sau speakerii sau parlamentarii sau oamenii de știință de la pupitrele lor ca să poată să faciliteze înțelegerea lucrurilor. așa -i? Vedem pe de altă parte că aici, în Matei 13, este vorba despre pilde folosite ca să ascundă înțelegerea, să o codifice și să o facă accesibilă doar unora. Întrebarea este de ce? Unul din răspunsuri ne-l dă Apostolul Pavel, 1 Tesalonicen 5. Voi știți, fraților, că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Atunci când ei vor zice pace și liniște, o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii. Și nu va mai fi schip, chip de scăpare. Dar voi, fraților, voi, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un host. Cu alte cuvinte, voi știți! Pentru că voi sunteți fii ai zilei. Dar pentru că ești fiu al zilei și ce a fost dat să cunoști tainele împărăției, nu înseamnă că și vei ajunge acolo. Pavel îți adaugă aici. Trebuie să fii treaz în versetul 8. 1 Tesalonicen 5 cu 8. Pentru că ești fiul al zilei, să fii treaz fiindcă Dumnezeu nu te-a rânduit la mânie, ci să capeți mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Apropo de cei care vorbesc despre trecerea prin necazul cel mare, v-ați putea întreba de ce adaug acest detaliu aici? Pentru că tot ce vei înțelege din Matei 13 va fi panorama tainei lui Dumnezeu care este biserică. Voi nu ați fost rânduiți la mânie, ci ca să căpătați mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Cum, Doamne? Eu știam că ziua mâniei are să vină peste lumea întreagă și aia este necazul cel mare și eu trebuie să trec prin necaz. Păi n-ai fost rânduit. Ba chiar Pavel îți spune în versetul 11 din 1 Tesalonice 5 mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr cu aceste cuvinte. De aceea continuă Domnul Iisus Hristos, Matei 3, 13 cu 13, revenind la oile noastre, le vorbesc în pilde, pentru ca ei măcar că văd, nu văd, măcar că aud nici nu aud și nici nu înțeleg. Căci cu privire la ei prorocea Isaia, care zice, voi veți auzi cu urechile voastre și veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a pietrit, au ajuns star de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde. Cuvântul lui Dumnezeu citează aici, din Isaia 6,9. Domnul Iisus Hristos cita din Isaia 6,9. Studiu suplimentar pentru cei care vreți să citiți acasă. Și apoi din Isaia 42 cu 18, ascultați surzilor și priviți și vedeți orbilor, căci l-am trimis pe solul meu. Iubiților, tainele împărăției au fost ascunse de Israel, pentru că ei și-au împietrit enema. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, Ioan capitolul 1, versetul 12, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Fi și fiice de Dumnezeu. Născuți nu din sânge adică nu ești evreu. Nici din voia firilor, adică nu că ai vrut să te faci evreu. Nici din voia vreunui om, adică nu că am vrut eu să vă fac evrei. Ce n-a scos din Dumnezeu. Amen. Cu alte cuvinte, de ce pilde? Pentru că l-au respins pe Creator, el a luat Ceea ce de drept era destinat lor, evreilor, și ne-a dat nouă. Foarte interesant aici. Noi știm din Isaia, și citești de la Isaia 9 în sus până mai ales Isaia 53, 54, 55, că el avea să se releveze inclusiv neamurilor. Evreii știau lucrul acesta. Înseamnă că nu asta este ascuns în acest text. Faptul că el urma să-i primească și pe cei dintre neamuri. Cine ceva mai adânc? Și ca să înțelegi ce este adânc aici, mergi la următoarea întrebare. Am lămurit problema. De ce pilde? Pentru ca să poți ascund niște lucruri și să le deschid către alții la un moment dat Domnul Iisus Hristos se roagă și îi spune Doamne, Tată, Aba, îți mulțumesc că ai ascuns aceste taine de cei ce cunosc și le-ai dat copilașilor. Nu era vorba de copii, ci despre cei care erau considerați a, de lepădat. Dar haideți să mergem către o altă întrebare, dacă am lămurit de ce pilde. De ce acest capitol din Matei 13 este special cu privire la pilde? Și de ce este crucial în înțelegerea, așa zise, împărăția lui Dumnezeu? Asta vei găsi un răspuns dacă citești în Matei capitolul 13 și ajungi la versetul 17. Aș vrea să fiți atenți, mai ales predicatorii și mai ales cei ce ne urmăresc pe internet pentru că aici este o taină adâncă. Adevărat vă spun, continuă domnul Isus Hristos, că mulți prooroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și să audă lucrurile pe care le auziți voi, și nu le-au văzut și nu le-au auzit. Și se referă la aceste pilde pe care de astăzi le vom desfășura. Și el continuă în versetul 34. Le vorbea în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă ca să se împlinească prin prorocul și aici este versetul cheie care spusese voi vorbi în pilde și vă voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Iubiții mei, iubiți teologi care mai ales acum cei ce ne urmăresc pe internet. Atenție mare! Ce găsiți în Matei 13? Nu veți găsi nici unde de la Geneza 1 cu 1 până la Matei 13. Practic, tainele pe care Domnul Isus Hristos vi le spune aici, nu le veți găsi în Vechiul Testament. Este singurul element particular al Noului Testament pe care nu vei, nu vei găsi niciunde în Vechiul Testament. O spune Domnul Isus Hristos. Vă voi vorbi în pilde, așadar și vă voi spune acum taine ascunse de la facerea lumii. Care sunt aceste taine? Sau ce sunt aceste taine? Pavel, vine și îți, descrie în Efesen 3. Și aș vrea să merg acolo să vă citesc. Eu, mie, Efesen 3 cu mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogăția nepătrunsă a lui Hristos și să pun înaintea, în lumina tuturor, care este ispravnicia acestei taine? Ascunse din veacuri în Dumnezeu, care ne-a făcut toate lucrurile. Pentru ca domniile și săpânirile din locurile cerești să cunoască astăzi prin ghicimici ghicitoarea mea cine? Biserică! Înțelepciunea ne spus de felurita lui Dumnezeu după planul lui veșnic pe care l-a făcut în Hristos Domnul nostru. Și dacă te duci înapoi în versetul 6, îți spune că adică neamurile, îți spune ce e biserica aici, sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceleași făgăduințe în Hristos, Iisus, prin Evanghelia aceea a cărui slujitor am fost făcut eu. Iubiții mei, cu așadar în Matei 13, ai aflat pentru început de ce pilde? Nu ca să explice de data aceasta, ci ca să ascundă. S-a spus Domnul Iisus Hristos însuși. Să ascundă de unii și să le dea altor. Și întrebarea fundamentală, ce este atât de interesant, important și imperativ necesar în înțelegerea noastră în acest capitol 13, este în răspunsul Domnului Isus Hristos, vă voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Care sunt așadar aceste lucruri? Taina ascunsă din veacuri, spunea Pavel, în Dumnezeu este Biserica. Cu alte cuvinte, despre ce este vorba în Matei 13? Biserica. Iată că vă spun acum o taină. Biserica lui Dumnezeu a fost desfășurată înaintea ochilor ucenicilor sub formă de panorama, încă înainte ca ea să existe. Petre, probabil că i-a zis Domnul Iisus, eu îți voi spune ce se va întâmpla după înălțarea mea la cer. Când tu probabil vei predica și te vei duce acolo și în piață, Duhul Sfânt va începe să formeze biserică. Asta e taina ascunsă din veacuri în Dumnezeu. Și dacă asta e taina ascunsă din veacuri în Dumnezeu, ce are în mod particular ascuns în aceste șapte pilde? Sunt oare aceste șapte pilde, șapte etape din istoria bisericii? Ne dau ele câteva hinturi în înțelegerea a ceea ce este biserica în sine, dar mai ales a faptului cum se va dezvolta Biserica? Care sunt pericolele pe care le va întâmpina? Și cum va dormi Biserica în vremurile din urmă? Căci este scris. Și dacă vrei studiu suplimentar, vei merge la Matei 25. Dar vine timpul și ca să ajungem acolo. Pentru început, însă, să începem cu începutul. Semănătorul a ieșit să seamănă și astăzi ne vom apleca asupra analizei pildei semănătorului. Și ucenicii l-au întrebat, Doamne, te ce ne pilda aceasta. Veți remarca, așa cum v-am spus mai devreme, că nu spune tuturor, ci ia deoparte pe ucenici. După ce, între timp, dacă citește atent, Domnul Iisus Hristos le spusese pilda cu negina și cu greul. și i o deoparte și le povestește, haideți să vă explic ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, aș vrea să vă îndreptați atenția asupra acestui aspect. De obicei este numită pilda aceasta în mod un pic eronat, pilda celor patru semințe. Nu sunt patru semințe. Aș vrea să vedeți că atenția nu este asupra semănătorului. Atenția nu este asupra seminței. Ci focusul cade în analiza lui Dumnezeu aici asupra pământului în care se dezvoltă sămânța. Repet, Dumnezeu, Dumnezeu nu se focalizează în prima pildă pe care o analizăm asupra semănătorului, nici asupra seminței, ci a pământului în care pică semința. Și a felului în care acest pământ o asimilează și felul în care se dezvoltă această sămânță acolo, în contextul respectiv. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, Vine cel rău și răpește ceea ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Vă aduceți aminte? Pe când semăna sămânătorul, o sămânța căzută lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Aș vrea să vă spun, să vă recomand să țineți în buzunărașul de la piept acest concept. Păsările. Pentru că săptămâna viitoare veți remarca un aspect. În Cuvântul lui Dumnezeu există trei principii pe care aș vrea să le memorați. În primul rând, în Biblie există principiul consistenței. Biblia este consistentă. Am omis să vă spun asta și revin acum. Oriunde vei citi în Biblie. Analogiile pe care Dumnezeu le face sunt consistente, adică peste tot arată același lucru, vorbesc despre același lucru. Peste tot pe unde vei găsi conceptul vin, vinul va reprezenta legământ. Chiar și acolo unde vei vedea că va vorbi despre faptul că e ca o băutură amețitoare. Într-o înțelegere profundă nu-i vorba neapărat de vinul acela pe care îl bei să te îmbeci, și despre învățăturile cu care faci, te duc spre un legământ cu celălalt. Mă înțelegeți voi ce vă spun? Așadar, Biblia este consistentă? Biblia este constantă? Îți va da constant nivel de înțelegere pe aceeași linie. Și linia, Biblia își păstrează linia. Nu are înțelesuri, adică adevăruri fațete de adevăr multiple. Îți va prezenta același lucru de fiecare dată. Constanța Bibliei, așadar. Țineți minte, e important. Și când te întorci la pildele acestea, înseamnă că între ele există o legătură, așa ai. Păsările acestea pe care le vedeți aici. Le veți reîntâlni săptămâna viitoare în pilda muștarului, bobiței de muștar. Când vom vorbi, probabil vom analiza două dintre pilde, pilda neghinei și vom trece și la pilda muștarului. Le veți vedea și pe acolo, pe undeva. Și semințele de asemenea le veți vedea și săptămâna viitoare în sămânța de neghină, de data asta, și sămânța de greu vă aduceți aminte de consistență și de constanță și de direcția clară pe care Biblia o ia. În Marcu 4, cu 13, Domnul Iisus Hristos le atrage atenția. Băgați de seama ce vă spun. Când vă explic pilda semănătorului, pentru că de ea depinde ce veți înțelege în continuare. Marcu 4, cu 13. El le-a mai zis, voi nu înțelegeți pilda asta? Păi cum să le înțelegeți pe celelalte? Asta vrea să-ți spună ție că toate sunt conectate una de alta. Și dacă o înțelegi pe prima pildă, o vei înțelege și pe a doua, că prima îți dă interpretarea celei de-a doua. Și a doua ți-o vă dea pe a treia. Și a treia pe a patra. Înțelegeți voi de ce nu, de obicei nu se predică separat? Că sunt predicatori care cam scot ce vreau de cei din Biblie. Așadar, ne, ne întoarcem la oile noastre. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar pentru că nu are rădăcină în el, ține doar o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leabă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și o înșelăciunea bogățiilor înneacă și ajunge neroditor. Dar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod și aș vrea să remarcați iarăți acest pattern. Un rod, un grăunte aduce 100, altul 60 și altul 30. Aș vrea să țineți minte aceasta. Vedeți că e o descreștere progresivă. Nu cumva țintește Domnul Iisus către vremurile din urmă, când încet, încet, dragostea aia celor mai mulți se va răci și din productivii care eram odată ne-am acomodat lumii? În fapt, iubiților, astăzi vom încheia Privind către această primă pildă ca la începutul Bisericii. Așa a început Biserica. Semănătorul a început să semene. Și cine e altul decât cel ce este numit Fiul lui Dumnezeu. Iar noi, Biserica Pavel, ne numește Trupul lui Hristos. El a început să-și semene sămânța. Și așa s-a dezvoltat biserica. Cuvântul lui s-a răspândit în toată lumea. Dar foarte interesant. Biserica a început într-un tumult. Dar are o particularitate care ne-a atins și pe noi. Se numește culturalitate sau Biserica Culturală. În fapt, iubiților, unul dintre marii teologi ai lumii, W. Tozer, K. W. Tozer, zicea așa, trecut la domnul în 1963, o întreagă generație de creștini a apărut astăzi crezând că e posibil să-L accepte pe Dumnezeu pe Hristos, fără să mai părăsească lumea. Când semănătorul și-a răspândit sămânța, când Domnul Iisus și-a pornit biserica lui, biserica instantaneu a început să se dezvolte. Dar nu uitați, veți înțelege săptămâna viitoare că satana a știut de acest lucru și s-a infiltrat fix în biserică. Una dintre greșelile mari pe care noi le-am făcut este să o culturalizăm. În loc să adaptăm cultura noastră proprie către Biblie și să ne biblificăm culturile, să ne transformăm, am transformat Biblia adoptând-o culturilor noastre. Și astăzi englezii au stilul lor, românii au stilul lor, evreii au stilul lor, americanii au stilul lor, baptiștii au stilul lor, creștinii după Evanghelie au stilul lor. Pentecostale au stilul lor. Hold on a second. Stai puțin. N-ar fi trebuit ca toți să avem stilul lui Hristos? N-ar fi trebuit să ne adaptăm lui? Așa s-a întâmplat la început. Satan a știut de la început. Și primul lucru pe care îl face el aduce conceptul ăsta de cultură. Și în fapt, iubiților, a pus în inima noastră a tuturor două valori fundamentale. Una este să ai pace personală. Eu vreau să fiu lăsat în pace. Ce mă interesează pe mine de credința ta? Domnule, eu sunt un individ al societății și vreau să fiu lăsat în pace. Îmi place să fumez, lasă-mă să fumez. Îmi place să beau, lasă-mă să beau. Îmi place să înjur, lasă-mă să înjur. Vreau să-mi trăiesc viața cum vreau eu. Vreau să fiu lăsat în pace. Leave me alone! Ok. Ce-ți spune asta despre omenirea de azi? Când îți pasă doar de tine. Aș vrea să spun asta. Tu, da, tu, ala selfish, egoistul. Și tu, egoistul. Ca noi suntem posesori unei evangheliei a păcii. Și de vrei să fii lăsat în pace, mai face bine să te gândești cum să ai pace. Și asta e doar prin Evanghelia a păcii. O altă valoare care a cuprins omenirea, atunci când sămânța s-a răspândit și asta a intrat repede în biserică, fost afluența să am mai mult, mai mult și dacă se poate, mai mult. Lucruri, lucruri, iar lucruri. Și dacă azi am un merțan, mâine vreau un Ferrari. Și dacă mâine am Ferrari, vreau pui mine navă spațială. Dar nu e bun pentru tine și un trabant. Tot la destinație te duce. S-ar putea să te ducă mai încet. Fără să te grăbești și să ajungi mai în siguranță. Pacea personală și asta au culturalizat biserica. Și ne-au pus așadar într-o luptă tacită, dar adevărată, între biserică și lume. Și ușor ne-am infiltrat unii în alții. Biserica s-a infiltrat în lume și lumea în biserică. Și dintr-o dată a început să se bată credința cu necredința. Și ghicii mici cine a câștigat moralitatea cu imoralitatea. Astăzi se vorbește în biserică eh, și asta omul să distreze. O viață are. Într-adevăr și minciuna. Sunt unii astăzi care predică cu pompă de la amvon. Domnule, noi decât cunoaștem în parte adevărul. Adevărul are fațete multiple, ei nu mai spune. Prințule, Domnul Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul e un singur și viața, adică El, Hristos. E între spiritualitate și materialism. Ce mă mai interesează pe mine ce zice de moda ăsta de preot aici? Pe mine mă interesează să am material. Mi-a zis unul dată, frate păstor, Baj material bun? Materialul, materialul? Și vin și te ajut. Păi, frate, nici n-am înțeles ce vrea să spună. El se referea să bag bani, să-i dau bani. Eu i-am răspuns, zic, am materiale la biserică, dar trebuie să vină cineva să mă ajute să răspund pe... Nu, frate, nu materiale de-alea. Baci material! O, oh, zic tu, de-al de, -al de, -al de ești. Zic, frate, mulțumesc, dar n-am materiale de-asta. Între spiritualitate și materialism. Sunt păstori astăzi care iubesc mai mult materialul de aci decât materialul de aci. Înțelegeți voi? E o diferență mare. Între implicare și dezinteres. E o luptă mare. Așa e biserica de astăzi, să știți. Semănătorul a semănat sămânța. Dar una a căzut lângă drum și au luat-o păsările. De ce? Păi tu, pământule care ești, ce ai făcut cu sămânța lui Dumnezeu. Dar nu mă interesează pe mine cuvântul Domnului. Dar ce mă interesează pe mine că pică biserica pe noi? Ea, să facă ora la Tu nu-l vezi pe ăsta că stă lângă față, lângă tine aici? Ce dacă are 50 și ceva de ani și are părul alb în cap? Lasă să stea aici. Lasă-l pe el, Cam am bătrânit lângă tine. Noi suntem tine. De ce eu? Da, pe mine mai găsit. Bă, ce păstor. Are un ochi păstorul ăsta. Cum îi vede toamă pește? Exact acum nemerit. am nemerit. L-am găsit unul pe stradă, nu prea venea la biserică. Mă, zic, de ce nu la biserică? Ah, iar mai văzut. Cum de mai văzut o pe mine? Iubiților, asta e lupta care se duce azi. Semănătorul așadar a ieșit să samene și Prima parte a căzut lângă drum. Am putea să-i numim noi pe aceia care primesc cuvântul, dar ne sunt neinteresați. Sunt necreștini. Necreștini. Atei. Ați crede de cuvință că a pe atei îi găsiți afară. Nu nici de cum. Sunt între noi în biserică. Au fost de la început. A crede nu-i ușor. Petru nu l-a pe, crezut, pe Hristos de la început. citește toată istoria lui și vei ajunge abia la Ioan 21. Abia atunci îți dă seama cu cine are de-a face. Abia atunci a început să creadă. Până atunci era așa. Apoi tu crezi că e ușor să crezi? Cei mai mulți dintre cei ce se ascund astăzi în biserică sunt necreștini. Știți cum cunoști o lămâie? Că e lămâie? Când o storci? Ce trebuie să iasă din ea? Zeamă. Zeamă de lămâie. Foarte bine, frate. Să vede că îți place să stoci lămâie așa. -i. Soră, ce iese dintr-o portocală când o stoci? Sunt de portocale. Să-i faci logodnicul tău doar suc de portocale, doar așa îl vei ține tânăr. Dar ce iese dacă ai stoci un creștin? Ha? Ce faci tu dacă storci un creștin? Dar îl așa bine în menghina, în menghina opresiunii. Iese Hristos de acolo. Creștin sau creștineanit este o derivație, o etimologia lui se află în conceptul Hristos sau Hristos. Creștin cu adevărat ar trebui să fie cel care îl are în el pe Hristos. Ei atunci începe să vă puneți degetul la menghină să vedeți, începe să iese cumva Hristos din voi sau blăstemați și înjurați în toate cele. Așadar, iubiților, avem printre noi mai mult necreștini decât creștini. Nu vorbesc de noi astăzi, ci suntem o echipă formidabilă și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vorbesc de biserică în general. Că dacă eram toți sau majoritate creștini cu adevărat, lumea ne ajungea unde a ajuns și biserica nu se ducea unde s-a dus. Homosexualitate. Beție. Divorț. Și câte și mai câte. Deviza acestor necreștini, acestora căror sămânță a adevărului a căzut pe drum, nici măcar n-a încolțit, este a fi creștin. E o pierdere de vreme. Atâta timp cât Dumnezeu e un mit. Știți că sunt din ăștia printre noi? Vin aici pentru că știu că fetele pocăiților sunt cuminți e bine să-ți iei nevastă de la pocăiți. Asta e cinstit. Nu vă la singuri că s-ar putea să găsești o necreștină. Și să-ți facă viața roz, atât de roz, și cu picățele. Acum, ei mai spun așa, domnule, mă interesează să am pace? Să am numai lucruri bune, să-mi strâng comori. Nu-mi spune, tu mie cum să-mi trăiesc viața. Eu sunt un egoist că-și sunt mânat doar de mine însumi. Adevărat, adevărat, vă spun că dacă voiește cineva să vină după mine trebuie să se lapede de sine însuși, întâi. Și sămânța a căzut apoi într-un pământ cu stânci. Ei sunt creștinii contrafăcuți. Creștinii care doar imită. Cred ceva. Dar pentru ei religia este un business. Sai ai dat zeciuiala. Păi asta mă interesează. Nu? Tu de acasă și scoate banii repede. Cum tu vii la biserică fără să dai. Un creștin contrafăcut este un vânător de argumente biblice. Îți va da cu Biblia în cap tot timpul. Păi stai că-ți arăt eu că trebuie să dai material. Credința lor va rămâne la nivel declarativ, căci sămânța adevărului, cuvântul vieții, n-a prins rod. Inima lor a rămas de piatră și au crezut până la o vreme. Apoi, tocesc băncile în biserică nu vor spune niciodată o poezie, un verset, o vorbă bună celorlalți, că cei sunt doar contrafăcuți. Îți vor poza într-un creștin autentic, dar să nu uiți, ambalajul nu va defini neapărat și conținut. Spune o rugăciune, îți ar spune ei. Spune doar o rugăciune și -o vei fi salvat odată pentru totdeauna. Sămânța a căzut apoi între spini. Ei sunt creștini în Franți. Ei s-au dezvoltat într-un pământ bun. Dar au uitat să scoată, să smulgă mărăcinii. Și când te întorci la Dumnezeu, cu inima curată, dar fără să scoți mărăcini din inima ta, acești mărăcini vor crește și vor face din credința ta un jaf. O vor copleși și încet te vei stinge. El știe calea adevărului, dar își declară neputința. Nu mai pot. Adu-ți aminte tu, dacă ești astăzi înfrânt. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Spune tare biserica. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Amin. Amin. Ești un creștin de ocazie, poate. Și mărăcinii te-au cuprins ia repede sapa și dă afară din inima ta tot ce e murdar și greu. Că și nu-l poți avea și pe Dumnezeu și pe Mamona. Creștinul înfrânt este creștinul care și-a pierdut valorile și identitatea și-a lăsat purtat de griji. S-a stâns. Dar apoi sămânța a căzut într-un pământ bun. Și sămânța a murit ca să poată să aducă rod. La fel trebuie să mori și tu. Și un a adus 100 și 60 și 30. Aș vrea să fii atent. Căci biserica lui Dumnezeu a început extraordinar, dar treptat, treptat, s-a stins. Alege astăzi să asculți cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul Iisus la încheierea acestei pilde a spus, Cine are urechi de auzit, să audă Ești un ateu? Ești un contrafăcut? Ești un învrânt? Sau ești real? Alege unul dintre portretele pe care ți le-am afișat acolo. Și dacă cumva ești în partea celor pierzători, dă fugă repede la calea adevărului. Nu uita, există un principiu numit principiul difuziunii. Sarea își pierde de obicei gustul dacă nu stă în locul potrivit și în timpul potrivit. Un păcățel mic în viața ta să va vedea instant. Dar dacă nu-l vei scoate afară și vei arege să-l diluezi, vei ajunge mai să nu-l mai vezi. Dar nu înseamnă că l-ai scos afară, va sta acolo. Îți va coace Sănătatea și infecția te va cuprinde. Vei ajunge astfel prins în cursa șobolanului. Așa se numește în știință. Vei alerga constant după plăceri, după material și nu le vei mai găsi niciodată. Vei fi prins într-o capcană în care stresat. Vei accepta compromis, după compromis, după compromis, după compromis. Iubitul, așa a început Dumnezeu să-și desăimnie taina pildelor lui, a împărăției lui. Vom afla episod după episod de aici înainte, pildă cu pildă, panorama întregii biserici. Cum s-a transformat încet? Cum a evoluat? Cum a stagnat? Și apoi, cum s-a degradat? Ca să se împlinească ceea ce spusese Domnul Isus de trei ori în Matei. Căci mulți au fost chemați, dar puțini au fost aleși. Vom sfârși acest ciclu de predici cu de Năvodului, în care vei afla că împărăția lui Dumnezeu, adică biserica lui, că și Domnul Iisus a zis, dacă vei crede cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu a venit peste tine, se va asemăna cu un năvod în care sunt tot de pești, dar la final vor fi separați cei buni de cei răi. Dacă ești în pericol astăzi să fii rău, alege să fii bun. Puneți întrebarea, unde ești acum? Dacă ești ateu, sau necreștin, alege să-L urmezi pe Dumnezeu. Dacă ai fost un contrafăcut până astăzi, în biserica lui Dumnezeu, alege să fii veritabil. Dacă a fost înfrânt, alege să poți totul și tu în Hristos care te întărește. Iar dacă ai fost real, continuă, că și Dumnezeu îți va da bunătatea Lui. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, veți cunoaște adevărul, pentru că veți fi ucenicii mei. Și acest adevăr vă va face liberi. Iubiții mei, săptămâna viitoare vom discuta despre o altă pildă frumoasă care vă va arăta cum a evoluat biserica. Și cum Satana s-a infiltrat. Apoi vom vedea ce au făcut acele păsări. V-am spus, nu uitați! Cuvântul lui Dumnezeu are o caracteristică fundamentală: consistență, urmată de constanță și de linearitate. Îți prezintă linear epopeea. Da, ca și biserică. Panorama ta istorică. De ce? Ca să știi de unde ai plecat, ce ești acum și unde vei ajunge. Tată, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat putere să te mai vesesc o zi. Să arăt bisericii tainele tale. Tainele împărăției tale ale bisericii. Binecuvântează pe frații mei și surorile mele. Să te înțeleagă, să te creadă și să te declare Domn în viața lor. Căci Tu, Tată, ești Domn, Stăpân și Suveran. Și prin Fiul Tău și noi avem viață. Și prin Duhul Tău cel Sfânt, înțelepciunea și răbdarea. Amin. Vă iubesc pe toți. Rămâneți tare.